Acum putem începe? Da. Acum putem, da? Bine. Bună ziua! Vă salutăm, dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. În acest briefing, o mare parte din membrii Comisiei Economie, Buget și Finanțe din fracțiunea PAS, suntem onorați să vă salutăm și venim cu o probabil ultimă comunicare oficială, probabil ultim briefing pentru acest an, pentru a vă comunica principalele rezultate ale Comisiei Economie, Buget și Finanțe în această sesiune, și anume rezultate nu neapărat ceea ce o să comunicăm nu este evident că nu este tot cu ce s-a ocupat comisia noastră, însă sunt acele proiecte pe care le considerăm cu importanță majoră și cu impact semnificativ pentru viața cetățenilor și pentru viața antreprenorilor din țara noastră. Evident că probleme sunt multe. Evident că nu am venit aici să ne complacem cu aceste rezultate pe care le avem. Evident că la fel cum societatea, la fel și noi ne-am dorit și ne dorim o viteză mult mai mare cu care se miște lucrurile, și asta este provocarea noastră și asta este scopul nostru pentru următorul an. Însă ceea ce am realizat până acum, totuși sper să fie acceptat de domniile voastre ca și un rezultat satisfăcător și un semnal bun pentru această economie și pentru oamenii acestei țări. În doar câteva luni am mișcat din loc unele legi pe care nicio altă guvernare nu le-ar fi votat în locul nostru. Unele legi care stăteau fie pe loc mort, unele probleme care erau fie sabotate, fie pur și simplu ignorate sau negate de către guvernanți, noi le-am recunoscut, noi le-am admis și am decis să le atacăm. Să începem, de exemplu, cu aceeași luptă cu offshore-urile pe care din comisia noastră am continuat-o, pentru că au fost eforturi similare și în alte și în precedentul parlament, însă din comisia noastră am promovat două mari legi prin care o să menținem aceste așa zise companii offshore într-o situație incomodă, să spunem, în țara noastră. Am anulat secretul offshore în Moldova, pentru că până odineauri un fondator putea prea ușor să se ascundă după o companie offshore și să dețină proprietăți, să dețină SRL-uri în Moldova, fără ca numele său să devină public. Am afișat beneficiarii reali, beneficiarii efectivi ai companiilor offshore active în țara noastră. De asemenea, o lege mult mai structurală, dacă vreți, mult mai sistemică, este legea privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Pentru că trebuie să ne protejăm infrastructura strategică de interese obscure, trebuie să ne protejăm sectoarele strategice și sensibile pentru securitatea națională de bani murdari, de companii offshore, de indivizi ostili acestei țări, de oameni clar condamnați sau implicați în spălări de bani și, în primul rând, și de politicieni corupți, care prea ușor se transformă peste noapte după ce au furat, se transformă în investitori de succes în țara noastră. Și asta este primul rezultat pe care îl comunicăm societății astăzi. Al doilea rezultat pe care îl propunem atenției dumneavoastră este auditul public la Moldova Gaz. Pentru prima dată de la independență încoace, domeniul gazelor naturale va fi supus auditului public de către Curtea de Conturi. Asta este foarte important pentru oamenii noștri și pentru societate în general, pentru că fiecare din noi achită facturi, fiecare din noi trebuie să aibă încredere că aceste facturi sunt la un tarif corect, la un tarif din care nu se fură, la un tarif din care banii sunt folosiți eficienți și în interesul sistemului.
În baza legii speciale votate de Parlament chiar în ultimele sesiuni, ultimele ședințe, se va efectua un audit al conformității cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale. Entitățile auditate, indiferent de tipul de proprietate și formă organizatorico-juridică, indiferent dacă statul are sau nu participație majoritară în cadrul acestora, vor asigura prezentarea informațiilor, datelor și documentelor necesare în formatul și termenul solicitat. Aceasta este legea și această lege vine să adreseze marea provocare care se numește problema energetică. Ea este atât în țara noastră, cât și în alte țări din regiune și din lume și trebuie să fim gata. Trebuie să fim gata să adresăm, să ne uităm, dacă vreți, în ochi problemele astea și să o rezolvăm pe cât de bine se poate, să ne pregătim. O a treia lege care a fost de asemenea poziționată ca una controversată, nu este controversată, vorbesc despre interdicția publicității jocurilor de noroc. În Moldova, zilnic se vând 1,3 milioane de bilete de loterie, iar această industrie, care este monopol de stat, are vânzări mai mari decât majoritatea supermarketurilor din țara noastră, majoritatea lanțurilor mari de supermarketuri. Asta nu este normal și asta denotă o clară dependență a populației noastre, a unei părți de a populației noastre de jocurile de noroc. Această dependență este susținută și alimentată de o finanțare generoasă, de campanii de marketing extrem de bine finanțate și bine planificate, motiv din care, pentru a proteja oamenii cei mai vulnerabili, pentru a proteja populația, am decis că Parlamentul trebuie să interzică categoric orice tip de publicitate a jocurilor de noroc. Considerăm că asta este o abordare corectă în Moldova, cea mai săracă țară din Europa, unde prea des oameni care muncesc zi de zi, an de an, nu agonisesc mai nimic. Și prea des acest tip de oameni găsesc principala speranță în a se îmbogăți în această activitate, în acest câștig extrem de improbabil. Și prea des oamenii cad pradă acestor invitații de a mai cheltui 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 de lei pentru a mai încerca o dată norocul. Noroc nu există. Noroc există doar în basme. De asemenea, a patra lege pe care am votat-o chiar în ultima ședință a Parlamentului, este de a elimina posibilitatea privatizărilor păguboase, unde statul pierdea milioane de lei. A fost eliminată această posibilitate de a privatiza la preț normativ imobilele nelocuibile ale statului care sunt date în chirie. Din cauza acestor prevederi abuzive, bunuri ale statului se vindeau la prețuri de 7-10 ori mai mici decât valoarea de piață, la doar o lună după ce erau închiriate. Statul astfel pierdea sute de milioane de lei prin această schemă. Această schemă a fost eliminată de Parlamentul Republicii Moldova în această sesiune. Este inițiativă legislativă a colegului nostru, domnul Bolea. Legea serviciilor publice este ceva de viitor, ceva bine, ceva ce cu siguranță o să dea efecte pozitive pentru și o să fie resimțită de populația Republicii Moldova. Este o lege cadru care va institui norme moderne în prestarea serviciilor publice pentru cetățeni și antreprenori. Fără corupție, fără birocrație, fără cozi, fără nervi, fără mită, fără cumătri care să te ajută mai repede să-ți rezolvi o problemă. Nu așa un stat își tratează oamenii și nu așa un stat își arată respectul față de oameni și față de antreprenori. O să schimbăm radical spre bine calitatea serviciilor publice oferite de către statul Republica Moldova, către cetățeni și către antreprenori. Vă invit să urmăriți acest proces, pentru că această lege este doar un început al unui proces extrem de sănătos. Alte țări de mult au reușit să-și modernizeze felul în care comunică cu oamenii și cu antreprenorii, o să reușim și noi. În alte țări sunt aceste chestii sunt o realitate de 20 de ani. O să reușim și noi și cu asta o să ne ocupăm atâta timp cât vom fi în acest Parlament. 6. Pachetul de digitalizare. Prin acest
proiect unic, de fapt a fost o muncă imensă. Am reparat 33 de legi defecte, demodate, depășite de timp pentru a face posibil ca digitalizarea să avanseze un ritm mai accelerat în țara noastră. O să repet aceste exemple. Alte țări, cum ar fi Estonia și altele, de mult oferă posibilitatea antreprenorilor să-și înregistreze online o afacere. Eu vorbesc de 20 de ani, tehnica asta este posibil. În Moldova asta este încă ceva ce ține de fantastic. Prin acest pachet de digitalizare am facilitat din punct de vedere legislativ iată această posibilitate. În Moldova, până la acest proiect, până la votarea acestui proiect, un contract de muncă nu era legal dacă era semnat electronic. Contractele de muncă erau recunoscute legale doar dacă erau semnate cu mânuță. De asemenea, am făcut pași imenși în promovarea semnăturilor electronice. Prin acest proiect de lege am recunoscut unilateral semnăturile electronice emise în Uniunea Europeană. Asta e o oportunitate imensă, atât pentru diaspora noastră, care sunt în mare parte în Europa și o bună parte din ei dețin semnături electronice emise fie de autoritățile din Germania, din Belgia, din Italia, fie pentru antreprenori, potențiali investitori care pot să interacționeze cu statul Republica Moldova, să-și deschidă o afacere, să-și formalizeze unele proceduri fără ca să fie nevoiți să vină aici, să meargă prin instituții și prin birouri. Și asta sunt doar câteva din schimbări care vin odată cu acest pachet de digitalizare. Și al șaptelea, chiar dacă și este la urmă, este unul punctual, totuși a fost o tentativă de-a noastră de a ajuta oamenii, antreprenorii care au avut de suferit poate cel mai mult în această perioadă pandemică și vorbesc aici despre industria Horeca. În câteva luni în urmă am redus taxa TVA aplicată industriei Horeca la 6% pentru perioada de stare de urgență și stare de urgență în sănătate publică. Asta pentru a oferi un anumit suport pentru această industrie care, încă o dată, repet, a avut de suferit probabil cel mai mult în ultimii, iată, aproape 2 ani și aceste eforturi o să le continuăm. Iar acum colegul meu o să referi la planurile de viitor. Da, mulțumesc mult, Dumitru, bună ziua, mă numesc Radu Marian, deputat în Parlament, vicepreședinte al Comisiei Economie, Buget, Finanțe, fracțiunea PAS. Eu o să prezint pe scurt trei priorități pe care ni le propunem, trei priorități de bază, de fapt, pe care ni le propunem în sesiunea următoare, să le realizăm. Deci, în primul rând, vom continua să îmbunătățim climatul de afaceri. Afacerile dezvoltate înseamnă mai multe locuri de muncă și salarii mai mari. Și, desigur, ca să ajutăm afacerile să se dezvolte, vom continua să adoptăm legi care să, de exemplu, să reducă birocrația, să ducă la simplificarea procedurilor de raportare la organele de stat. Vom simplifica regulile de gestiune financiară pentru antreprenori. Vom adopta cadrul legal pentru ca antreprenorii și oamenii de afaceri să poată accesa finanțare, creditare mai ușor, prin introducerea unor noi instrumente, cum de exemplu ar fi crowdfunding. Și în ultimul rând, îmbunătățirea climatului de afaceri înseamnă și aprobarea legislației care să încurajeze investițiile în Moldova. A doua prioritate de bază pe care ne propunem sesiunea următoare este să îmbunătățim activitatea regulatorilor. În general, un instrument cheie pentru dezvoltarea economică în Republica Moldova este și asigurarea unor reguli de joc clare pentru toți cei din domeniul afacerilor, iar asta trebuie înfăptuit de către regulatori, cum ar fi Consiliul Concurenței, Andreci, NPFE și așa mai departe. Și în acest sens ne propunem câteva lucruri. Vom duce la bun sfârșit sublinierea locurilor vacante în funcțiile de conducere a regulatorilor, cum ar fi CNPF, ANRE, Consiliul Concurenței. De asemenea, ne propunem să ducem la bun sfârșit comasarea ANRE-ului și Consiliul Concurenței,
Asta ne va ajuta să creăm o instituție puternică, independentă, eficientă și funcțională, care să livreze rezultate. O astfel de comasare ne va ajuta să evităm situații în care responsabilitatea se pasează de la o instituție la alta și, sigur, ne va ajuta să avem un mecanism mai simplu de luare deciziilor din partea acestor regulatori. Și, desigur, în următoarea sesiune propunem să efectuăm și un control parlamentar mai riguros asupra activității acestor regulatori. A treia prioritate de bază se referă la digitalizare. Așa cum a menționat colegul meu, am pus și în această sesiune accent pe acest domeniu, dar vom continua pentru că asta și înseamnă dezvoltarea afacerilor. Anume, digitalizarea este acel instrument cheie pentru reducerea birocrației, pentru reducerea corupției și pentru mai mult productivitate și eficiență, tot ce înseamnă administrarea afacerilor. Asta ar însemna că în următoarea sesiune vom duce la bun sfârșit inițiativa de obținere a extraselor online, pe care a inițiat-o colegul nostru, domnul Laiba. Asta înseamnă că vom adopta legislații care să faciliteze plata fără numerar, care să digitalizeze procesele vamale și, desigur, care să faciliteze comerțul electronic. Avem un mare potențial neîndeplinit în tot ce înseamnă comerț electronic. Avem mari probleme în procesarea tranzacțiilor electronice, în documentare și fiscalizarea cumpărăturilor online și ne vom concentra în următoarea sesiune spre a simplifica aceste proceduri. Cam asta vor fi cele trei priorități de bază. Desigur, vom efectua și alte lucruri, dar, în general, ce trebuie să știm este că țara noastră va deveni bogată și oamenii noștri vor trăi mai bine doar atunci când vor exista companii și întreprinderi de succes și asta ne propunem, per general, să obținem în următoarea sesiune și, în general, activitatea noastră parlamentară. Mulțumesc mult! Acum, dacă colegul nostru, domnul Șomani, vrea să adauge câteva lucruri, mersi. Stimat asistență, stimați votanți ai noștri, eu fac parte din grupul celor doi deputați din PAS, cu vârsta cea mai înaintată. Nu știu, eu sunt primul, ori Oazul Antoi e primul, dar am văzut în viața mea, în viața noastră, am văzut multe lucruri, și nu doar începând cu anul 1990, când am fost deputat în primul parlament și am votat independența. Dar din 1970, când am absolvit facultatea de economie, am fost cu ochiul pe dinamica economică din Republica Moldova. Ce aici se întâmplă azi la noi, eu mă bucur foarte mult, chiar am fost onorat să fiu invitat în această echipă, nefiind membru de partid, ca să pot să spun atunci când am ceva de spus, să spun. Și nu tac. Nu tac când am de spus, spun și acum vreau să vă spun următoarele lucruri. În cei 30 de ani, Republica Moldova nu a avut o echipă tânără, la fel ca cea de azi. Aceștia sunt tinerii care au învățat toți prin școli, cu unii îi iau peste picior cu universități occidentale, dar nu este adevărat, sunt niște oameni foarte pregătiți. Veniți odată la o ședință a fracțiunii să auziți ce se discută și cum se discută de acești tineri. Eu rămân mirat că eu de acum am cam rămas în urmă față de ei. Și spunând că urmăresc procesele economice din Republica Moldova în toată această perioadă, am venit astăzi cu două grafice economice pe care le-am elaborat eu, dar mi-ar mai trebui o zi, două, ca să, așteptând dinamica din acest an, din primele 9 luni ale acestui an 2021, ca să pot să văd dacă într-adevăr am dreptate din concluziile, făcând concluzii pe care le-am făcut examinând, cercetând procesele economice și dinamica lor în Republica Moldova. Iată, vreau să vă arăt unul. Deocamdată, iată, aceasta este dinamica economică a Republicii Moldova începând cu anul 1960. Ultimul an este 2020, deci 60 de ani. Astfel de procese se numesc ciclu economic lung, care poartă numele lui Nicolae Kondratiev, care a fost împușcat de Stalin pentru că cunoștea prea multe. Atunci trebuia să vorbești că dinamica e numai pozitivă, când el a arătat cu totul alte lucruri și a demonstrat că economia sovietică nu este așa cum este ea. Uite, așa am făcut și eu niște grafice, le-am calculat și pot discuta cu oricine. Sunt dinamica economică cu indicatorul produsului intern brut în prețuri comparabile. Și de aceea nu poți să spui că
am falsificat ceva sau răspund pentru orice cifră. Statistica am învățat-o la Leningrad, la Sankt Petersburgul de astăzi, la Institutul Financiar Economic Nicolae Voznesensky din acel institut și am învățat-o bine. Pentru că, într-adevăr, mi-a plăcut cel mai mult această disciplină economică, statistica. Iată, am făcut-o. Acum să vedeți dumneavoastră de ce eu spun să lăsăm, de ce mă gândesc să lese echipa aceasta să-și ducă mandatul până la capăt, să nu ia prea nici jurnaliștii, nici așa numitele partidii din opoziție, unele chiar așa numitele din opoziție, care le pare că e gata, toată criza economică de aici s-a pornit. Nu e adevărat, criza economică s-a pornit de mult timp, ea continuă 30 de ani de zile. Au avut atâtea guverne, mi se pare că acum mă știm, vreo 20 de guverne au avut până acum în Republica Moldova și au lucrat alții ca să ajungem unde ne aflăm astăzi. Dar știți unde ne aflăm astăzi? În anul 1900, atenție, 82. Știți că ne trebuie, nu, cel mai înalt nivel al produsului intern brut în prețuri comparabile a fost anul 1989. Sau mai bine zis, cea mai înaltă dimensiune a fost în acel an. Și iată, noi de atunci tot pășim, am pornit pe primul parlament, am votat legile necesare și mergem pe calea tranziției. 30 de ani durează această tranziție și ea nu se mai termină. Nu se mai termină, fiindcă tare mult s-au învățat a fura. S-au învățat a se gândi că în politic se poate de făcut bani și iată, ei rămân acolo până când cred că o să ajungă toți milionari. Nu o să ajungă. Nici nu știu dacă o să ajungă sănătate. Pentru că a venit o echipă care cu totul alte lucruri gândește. Nici mie nu-mi vine a crede, că eu sunt printre ei zilnic. Nu-mi vine a crede că într-adevăr există tineret, astfel de tineret. Ei nu dau înapoi, dar nici chiar să vrei să dea înapoi, fiindcă peste dumneavoastră fosta lideră acestui partid, fondatoarea acestui partid, care nu o să le dea voie niciodată, ea nu va ceda niciodată și va merge până la capăt, până nu va vedea că se poate descos în corsetările în care a fost îmbrăcată, în aceste sârmi ghimpate, în aceste sârmi uriașe care este încorsetată economia Republicii Moldova și nu-i dă voie să meargă mai departe. Acum, imaginați-vă din 1982, unde ne aflăm noi acum, câți ani ne trebuie nou ca să ajungem în 2022? Ei, ce ritmuri avem noi nevoie? Lucrurile acestea vor fi publicate ori azi, ori mâine, pentru că aștept datele pentru primele 9 luni din acest an, ca să pot face trimitere și la ele. Dacă ajung acasă astăzi și se întâmplă acest lucru și sunt publicate, atunci mâine eu voi publica aceste grafice și gândurile mele despre tranziția, așa zisă, tranziție moldovenească. Însă astăzi eu am venit și cu alt grafic. Nu i-am lăsat în poate nici frații noștri de peste Prut. Iată cum se mișcă economia în România. Deci două state românești și uitați-vă cum se mișcă economia într-una și în alta. Prea mulți scoți am avut aici. Și ei încă sunt. Ei încă nu stau. Noi abia am început să răscolim furnicarul ăsta de hoți din Republica Moldova. Eu cred că această echipă, acești tineri, o să ducă, la bun sfârșit, o să ducă lucrurile pornite. Nu vor ceda. Nu vor ceda și nici nu li se va da voie măcar să cedeze. Eu vă mulțumesc de atenție și vă aștept pe unda mea internet. Da, vă mulțumim și domnul Șoimaru are dreptate. Noi nu am ajuns aici cedând și nici nu vom ceda în continuare. Noi nu o să negăm problemele care există. Cred că ele există multe. Și doar înainte, doar cu foarte multă muncă, o să reușim să le depășim și o să reușim să construim această țară odată și odată. Pentru că, într-adevăr, 30 de ani, o generație întreagă de cetățeni de-ai noștri care s-au născut și au crescut în sărăcie, asta e prea, prea mult. Alte țări au trecut de asta mult mai ușor, pentru că s-a furat mai puțin și pentru că s-a muncit mai mult și pentru că miniștri și deputați care au venit în funcții publice s-au pătruns de responsabilitatea funcției și a mandatului pe care îl dețin. Și noi intenționăm să setăm un alt standard în politica asta, un alt fel de a munci pentru țară. Noi am venit aici să muncim și atunci când o să ne vină timpul să plecăm, o să plecăm cu capul sus și sperăm să lăsăm cât mai multe lucruri bune după noi. Vă mulțumim și la mulți ani! Mulțumim mult! Mulți ani!